În același timp, vă aduc la cunoștință că astăzi, în ședința noastră, am avut participarea 6 colegi noi, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu care am lucrat pe parcursul ultimului an foarte bine majoritatea parlamentară și cu care am lucrat, de fapt, și pe parcursul precedentei perioade în alte coaliții de guvernare. Și ne bucurăm că astăzi s-au alăturat Partidului Democrat următoarele persoane. Nae Simeon Pleșca, Ion Balan, Vladimir Hotineanu, Nicolae Juravski, Petru Șterbate și Angel Acache. Sunt 6 persoane noi care fac parte din Partidul Democrat și ne bucurăm foarte mult că astfel crește și potențialul Partidului, inclusiv în Parlament.